Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur ca astăzi să vă salut pe aceia care sărbătoriți Paștele, întrucât această emisiune se transmite în zi de Paști, să vă salut cu Hristos Înviat. Îi salut și pe invitații acestei emisiuni, cu care vom vorbi despre învierea Domnului. Suntem în cadrul Crezului și, după cum vă amintiți, cei care ați urmărit asemenea emisiune, am luat propoziție cu propoziție, încercând să înțelegem mai mult ce credem, crezul pe care îl rostim duminică de duminică la biserică. Așadar, îi salut și pe invitații, monseniorul Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic. Bine ați venit și Hristos a înviat! Adevărat a înviat, bine v-am găsit! Bun venit și părintelui profesor Iosif Antile, profesor de Sfânta Scriptură la același institut, Hristos a înviat! Adevărat a înviat, bine v-am găsit! Suntem în zi de Paște. Astăzi, cei mai mulți creștini din întreaga lume, aproximativ 1,3 miliarde de creștini catolici, romano-catolici și protestanți, sărbătoresc învierea Domnului, rămânând ca la 1 mai să se adauge și creștinii ortodoxi și creștinii greco-catolici, sărbătorind același eveniment. Ce reprezintă pentru dumneavoastră învierea lui Hristos? Învierea lui Hristos, pentru mine, ca pentru întreaga biserică, reprezintă fundamentul credinței noastre. Dacă noi suntem astăzi creștini, mântuiți de Iisus Hristos, acest lucru se datorează învierii lui Hristos. Faptului că Iisus Hristos, întrupat, devenit om, a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți. El fiind primul dintre cei înviați, primiția celor înviați, ceea ce ne dă și nouă, ne creează și nouă fundamentul învierii noastre. Părinte Iosif, pentru dumneavoastră, ce ar reprezenta învierea, sărbătoarea aceasta de Paști? Învierea este adevărul central al credinței noastre. De fapt, nu există religie creștină fără doctrina învierii, fără învierea lui Iisus Hristos. E pur și simplu, dacă vreți, elementul prin care creștinismul se deosebește de orice altă religie din această lume, afirmând prin învierea lui Hristos crezul nostru în viață, în răscumpărarea omului total, trup și suflet. Acesta este marele mesaj al învierii. Izvorul principal care ne vorbește de învierea lui Hristos este Sfânta Scriptură. Evangheliile, într-un mod deosebit, s-a citit din Evanghelii și se va citi în continuare în timpul Paștelui despre înviere. Ce ne relatează Evangheliile despre învierea lui Iisus Hristos? Evangheliile se completează unele pe altele pentru a ne reda o fotografie completă a acestui eveniment. Faptul că Iisus Hristos, înviind din morți, s-a arătat ulterior ucenicilor săi. Învierea lui Iisus nu a avut caracterul unui show, așa cum îl înțelegem astăzi. A fost un eveniment care s-a petrecut în mod discret, în timpul nopții, martor fiind acea mână de soldați care ulterior, cedând corupției, au negat evenimentul pe care l-au văzut cu ochii lor. El este un eveniment pe care Iisus a preferat să-l trăiască cu discreție, pentru că este o realitate pe care El a voit să o treacă în inimile și prin inimile noastre. Mărturia învierii ne-o dau femeile sfinte care au găsit mormântul gol, apostolii care, la fel coborând în mormânt, au găsit numai giulgiul și fâșiile. Ne vorbesc despre înviere toți ceilalți apostoli și cei cărora Iisus li s-a arătat în această perioadă. Părinte profesor, se citește în această zile din Evanghelia după Sfântul Ioan, Petru și Ioan aleargă dis de dimineață la mormânt, după ce le spun femeile că Iisus nu mai este acolo în mormânt, aleargă mai repede Ioan, ajunge la mormânt, îl așteaptă pe Petru, intră și este acolo o expresie foarte interesantă. Ioan intră, a văzut și a crezut.
ce putea să vadă în așa fel încât să îi se întărească credința lui? Întrebarea aceasta ar necesita o detaliere și nu cred că emisiunea de astăzi ne permite o astfel de detaliere, pentru că este un text de o mare semnificație biblică, teologică. Dar o să spun foarte simplu un lucru, și anume că Ioan, de fapt, nu se vorbește despre Ioan, ci e vorba despre ucenicul pe care îl iubea Iisus. În această figură a ucenicului pe care îl iubea Iisus, această Evanghelie ne invită pe noi, pe unul fiecare dintre noi, să ne identificăm. Eu sunt ucenicul pe care îl iubea Iisus, unul fiecare dintre noi, și asemenea ucenicului pe care îl iubea Iisus, eu în fața acestui mister extraordinar al Învierii mă deschid și mă las interpelat de acest mister al Învierii lui Hristos. Asta de fapt s-a întâmplat acolo. Hristos a transmis un mesaj, că El este viu. Iar discipolul pe care Iisus îl iubea, deschizându-se în fața acestui mesaj, în fața acestui semn pe care Hristos înviat l-a lăsat, el ajunge la înțelegerea acestui mister al Învierii. Dar textul, din nefericire, este de o bogăție extraordinară și nu-l putem epuiza aici. De altfel, noi suntem în cadrul crezului. Reamintesc că tratăm astăzi trei propoziții importante. S-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, de unde are să vie să judece pe cei vii și pe cei morți. Înainte de înviere, deci, iată, crezul sublinează s-a coborât în iad. Despre ce este vorba? Iadul, nu iadul ca un loc sau o stare pentru cei condamnați, ci ca o stare în care se aflau sufletele celor care au trăit înainte de învierea lui Hristos, este ultima fază a suferinței umane a lui Hristos. După moarte, El coboară în adâncuri, coboară de desubt, pentru ca și cei care așteptau venirea Mântuitorului, cei care au sperat în venirea Mântuitorului, să poată beneficia de acest eveniment. Iisus Hristos, care este Mântuitorul întregii omeniri, se coboară astfel pentru ca să-i ridice pe cei care îl așteptau, pe cei care au dus până la venirea lui Hristos o viață bună, în conformitate cu legile și tradițiile timpului în care au trăit. Sărbătoare, da, vă rog, completați. Dacă îmi permiteți o completare, acest subiect al coborârii lui Hristos în iad este tratat în mod deosebit în două evanghelii apocrife, e vorba de Evanghelia lui Petru, dar mai importantă decât această Evanghelie apocrife a lui Petru este Evanghelia lui Nicodim sau Acta Pilatei. O scriere apocrifă, foarte aproape de spiritul Evangheliilor, care vorbește descrie în termeni foarte vii coborârea lui Hristos în iad. Hristos coboară în iad, acolo are loc un dialog cu principele infernului, așa în momentul în care Hristos ajunge acolo în împărăția morții, coboară în împărăția morții, cei care erau în împărăția morții încep să se miște, iadul e prezentat acolo aproape ca un balaur care a înghițit toți oamenii până la venirea lui Hristos, și în momentul în care oamenii încep să se miște, îl doare pântecele. E o expresie literară deosebit de frumoasă și care se regăsește și în, de exemplu, în pictură, în multe picturi, chiar și în picturile din bisericile din Bucovina, vedem astfel de reprezentări ale coborârii lui Hristos în iad. De fapt, aceste scrieri apocrife sunt o expresie literară extrem de frumoasă, vie, a adevărului credinței, și anume că Iisus Hristos, prin moarte, coboară
în infernul morții, coboară în împărăția morții și aduce acolo acest mesaj al vieții. Dumnezeu a gândit omul ca o ființă destinată să trăiască veșnic, iar Hristos vine și aduce acest mesaj al vieții. Practic detaliază aceste evanghelii, că e notat în prima scrisoare a lui Petru despre această coborâre lui Hristos, în iad. Da. Cea mai importantă sărbătoare a Bisericii, Paștele. Noi avem și imagini din catedrală, cum s-a sărbătorit Paștele. De asemenea, avem imagini care ilustrează această emisiune. Colegii mei din studio vor da asemenea imagini și le vom putea urmări pe ecran. Dar dacă venim la celebrările din Biserica Catolică, din Biserica Romano-Catolică, mai ales celebrarea cea mai importantă din noaptea de Paști, dați câteva detalii, câteva amănunte, cum se desfășoară, cum s-a desfășurat învierea noaptea de Paști. Ceremonia învierii Domnului este prefațată de alte câteva celebrări, asupra cărora noi insistăm, care au avut loc în timpul Triduumului Pascal, în Joia Sfântă și în Vinerea Sfântă, și își găsește culmea în Vigilia Pascală. Este adică în noaptea de noapte, da, în ajunul Duminicii Învierii. Este o ceremonie care cuprinde în sine foarte multe simboluri importante. Este simbolul luminii, acea lumânare pascală care se aprinde de la focul sfânt și care apoi este purtată în procesiune în biserică, în fața căreia se intonează apoi acel imn străvechi care vestește învierea lui Hristos, urmat de o ceremonie, de o celebrare a cuvântului, în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament până în Noul Testament, care vestește învierea lui Hristos, și liturghia botezului, în care sunt primiți în biserică noi fii ai lui Dumnezeu, pentru că ea să se încheie această celebrare cu liturghia euharistică, când retrăim învierea lui Hristos în mod concret în timpul Sfintei Liturghii. Și de asemenea cu o procesiune în afara bisericii. Cu o procesiune solemnă, cu aceeași lumânare pascală, de la care credincioșii au prins propriile lumânări care înconjoară cel puțin biserica, dacă nu și o parte a localității în centrul care se află această biserică. Iar în unele localități este important de spus, oamenii merg la cimitir cu lumânările aprinse pentru a se ruga acolo în cântare de Hristos. Simbolizând în felul acesta și comuniunea cu cei care așteaptă învierea lui Hristos, venirea lui Hristos. Apostolul Paul spune în scrisoarea către Corinteni, prima scrisoare, în capitolul 15, dacă Hristos nu a înviat din morți, zadarnică este predica noastră, zadarnică este și credința noastră și noi suntem descoperiți ca niște mincinoși. De ce consideră el piatra de căpătâi învierea? Aici trebuie să avem în minte un lucru, și anume Apostolul Paul, înainte de a veni la Corint, a predicat mai întâi la Atena, în Areopag. Iar acolo, în Areopag, în momentul în care Apostolul Paul a vorbit despre înviere, atenienii l-au luat râs, au zis, a fost foarte bine, dar despre acest subiect te vom asculta cu mult interes, dar altă dată. Am redat în cuvintele mele ideea lor. De ce? Pentru că pentru greci era de neînțeles acest lucru, învierea, cum adică învierea trupului. De ce? Pentru că pentru greci omul era format din trup și suflet. Sufletul este elementul superior din om, în vreme ce trupul este elementul inferior și este destinat distrugerii. De aceea pentru ei era absurd să spui cum trupul va învia. Trupul era partea inferioară din om, destinată putrezirii, nimicirii. De aceea Apostolul Paul acolo în Corint, unde domină și acolo mentalitatea elenistică, ideea de înviere nu se potrivea cu mentalitatea grecească. Și în acest context, Apostolul Paul simte nevoia, iată, tocmai în scrisoarea către Corinteni, simte nevoia să amintească de esențialitatea
învierii. De ce? Pentru că în viziunea creștină trupul omenesc are o înaltă demnitate, iar trupului este rezervată o glorie extraordinară pe care Dumnezeu a gândit-o pentru omul total. Deci omul total, trup și suflet, este destinat glorificării. De aceea insistența apostolului Pavel în scrisoarea către Corinteni în capitolul 15 asupra învierii. Și acolo e tot acest discurs despre trupul pământesc, trupul înviat, trupul ceresc, dar nu știu dacă timpul ne permite să discutăm. Da, oricum, greu a fost pentru greci, dar greu ar fi și pentru noi să spunem, vine cineva și ne spune că a înviat din morți. Ar fi greu pentru noi să credem. Greu a fost și pentru ucenici. În Vinerea Mare au fugit cu toții, ucenicii din Emaus au plecat spre casele lor. Toma a spus, eu nu cred până nu-l văd. Cum au ajuns totuși ucenicii să treacă de la necredință la credința în înviere? Având în fața ochilor dovada de necontestat a prezenței lui Hristos cu trupul său de dinainte de înviere, un trup în care se vedea urmele cuielor, un Iisus Hristos cu un trup glorificat, care totuși era asemănător cu al lor, dar care era acum plin de gloria pe care el o abandonase în momentul morții. Un Iisus Hristos care mânca și bea cu ei, un trup al lui Iisus care avea capacitatea de a se mișca într-o manieră liberă, fără a experimenta impedimentul unei uși sau unui zid. În fața unei astfel de dovezi, apostolii și-au mărturisit credința. Au avut astfel de dovezi, dar un om astăzi, în zilele noastre, cum ar putea să ajungă la credința în înviere? Ei nu-L mai văd pe Iisus, nu mai pot să pună mâna în rănile Lui. Cum pot să ajungă ei la credința în înviere? Credința în înviere e un adevăr pe care noi oricum îl primim prin educația noastră religioasă, prin tradiția noastră religioasă, prin simplu fapt că ne-am născut creștini. Cum poate să ajungă un om să înțeleagă acest mister al învierii? Eu o să vă spun, pentru mine argumentul cel mai puternic este de departe mărturia acelor oameni care l-au văzut pe Iisus Hristos înviat și pentru această credință au fost dispuși să-și dea viața și cei mai mulți au murit ca martiri pentru că au mărturisit credința în Hristos cel răstignit, mort și înviat. Pentru mine, de departe, această probă a mărturiei celor care l-au văzut pe Iisus cântărește enorm de mult în înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat acolo. Într-adevăr, când cineva este dispus să moară pentru o cauză, mă gândesc că omul acela are motive serioase să creadă acest lucru. În rest, dacă vreți, este un al doilea argument extrem de important. Cine trăiește în logica învierii e un om a cărui viață este transformată, este schimbată. Și am cunoscut în viața mea de preot mulți oameni care, îmbrățișând credința creștină în manieră conștientă și trăind în logica învierii, s-au transformat. Această transformare nu este rezultatul unei iluzii, ci rezultatul unui dialog existențial cu Hristos cel înviat din morți. O mână de oameni, 12 ucenici, unul l-a vândut, un altul l-a trădat și această mână de oameni, la început, mică, reușește să schimbe lumea. Ce s-a schimbat în lume prin învierea lui Iisus Hristos? Totul. În lume, începând cu învierea lui Hristos, a avut loc o transformare radicală care continuă și astăzi. E adevărat, încă nu a ajuns la perfecțiune, dar este o schimbare totală care este efectuată, realizată tocmai de ceea ce spunea Părintele Iosif, de mărturia creștinilor pentru care Iisus Hristos înviat este totul. Vom mai reveni la înviere, ne ducem spre cealaltă propoziție, articol din Crez, s-a înălțat la cer. Ce înseamnă lucrul acesta? După 40 de zile a stat împreună cu ucenicii, le-a arătat, spune Cartea Faptele Apostolilor,
în diverse feluri că El a înviat din morți, i-a învățat și apoi s-a înălțat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Vă provocați să spun ce se afirmă în Evanghelie. O să vă spun așa, că noi celebrăm Rusaliile la 40 de zile după Paști și, într-adevăr, această practică se datorează evanghelistului Luca, cel care prezintă învierea lui Iisus ca având loc la 40 de zile, înălțarea lui Iisus ca având loc la 40 de zile după înviere. În realitate, dacă privim cu atenție Evangheliile, ne dăm seama că între învierea lui Iisus și înălțarea lui Iisus nu există o discontinuitate de timp. Ci, de fapt, învierea lui Iisus înseamnă în același timp și înălțarea sa. Iisus, prin înviere, este glorificat, este înălțat. De aceea, în această privință, Evangheliile, dacă citim cu atenție sfârșitul celor patru Evanghelii, vom vedea că nu toate Evangheliile spun că Iisus s-a înălțat la ceruri de la Betania. Și oricum nu trebuie să înțelegem înălțarea lui Iisus la ceruri ca o mișcare cosmică, nu? Dinspre pământ, înspre nori, nu? E pur și simplu, înălțarea este, nu aparține ordinii, să spunem, cosmice, fizice, spațiale. Dar e descrisă spațiale, cumva de, da? Cartea Faptele Apostolilor. Ci aparține unei alte ordini. Iar în rest, dacă mergem, de exemplu, la Evanghelia lui Matei, acolo avem impresia că Iisus s-ar înălța la ceruri, sau ucenicii îl văd ultima dată în Galileea. Da? În spatele acestor mărturii diferite ale celor patru evanghelii stă acest lucru. În realitate, înălțarea lui Hristos este același lucru cu învierea. Șade de dreapta Tatălui, spune crezul, ce ar semnifica această expresie? Cum adică Hristos șade de dreapta Tatălui? Odată împlinită opera de mântuire pentru care Iisus s-a coborât, s-a întrupat, a murit și a înviat, El își reia locul la dreapta Tatălui. Adică își reia locul în gloria de unde a venit pentru a ne mântui. În această calitate, Iisus Hristos va veni să judece pe cei vii și pe cei morți într-un anumit moment, când istoria omenirii se va încheia și când El îi va judeca pe fiecare pentru ceea ce a săvârșit în viață, unde se vor descoperi toate realitățile acestui univers, acestei lumi. Deja ați trecut și la ultima parte pe care o tratăm astăzi, la ultimul articol, revenirea lui Iisus. Când va reveni Părinte Profesor Iisus? Da, e o întrebare destul de dificilă. O să vă spun așa, că cunosc pe cineva dintr-o altă confesiune, așa, care se găsește în România, această confesiune creștină, care la un moment dat mi-a spus că sfârșitul lumii va avea loc în anul 1990 și ceva. Și i-am spus, ai grijă că dacă nu o să fie atunci sfârșitul lumii, o să fie o problemă când ne întâlnim. Nu ne-am întâlnit încă. Așa. E clar că Sfânta Scriptură ne spune și Apostolul Paul îi avertizează pe creștinii din Tesalonic în a doua scrisoare, spunându-le, nu știe nimeni când va veni sfârșitul lumii. Da, sfârșitul acestei lumi va veni undeva probabil foarte târziu. Eu nu mă aștept. Eu cred că lumea aceasta creată de Dumnezeu este destinată să rămână și să se perfecționeze, să se desăvârșească într-o viziune creștină de acum încă multe zeci și sute de mii de ani. Din acest punct de vedere, eu așa privesc lucrurile. Dar oricum nu știm și Scriptura ne spune nu să vedem, dar știm, poate să fie și azi și mâine și cum spuneți dumneavoastră pe oricum știm un singur lucru, că tot ceea ce Dumnezeu, de ceea ce e creat, ceea ce este material, este destinat, are un parcurs, o naștere, o durată și un sfârșit. Suntem pe finalul este destinată emisiunii, revenim la sărbătoarea Învierii Domnului. Dacă ar fi să vă amintiți de un Paște frumos pe care l-ați trăit, o sărbătoare frumoasă pe care ați trăit-o, ce ați avea să ne povestiți, Părinte Rector? Fiecare sărbătoare aduce cu sine ceva nou, proaspăt, dar cea mai grăitoare
sau cele mai grăitoare, cele mai frumoase sărbători de Paște pe care le-am trăit au fost acelea în care în timpul ceremoniei am participat la botezul adulților, creștini care, găsindu-L pe Dumnezeu, au ales să primească botezul și se putea citi, vedea pe fața lor acea bucurie, acea lumină care îi pătrundea în momentul în care deveneau fii ai lui Dumnezeu. Dumneavoastră, de care Paște vă amintiți ca fiind o trăire deosebită? Da, îmi amintesc de un mic incident care s-a petrecut când eram vicar la Valea Seacă, Bacău, acum vreo 20 de ani în urmă, când am mers la filială cu Aro și când am lăsat undeva într-o poiană acolo mașina, nu puteam să cobor în filială decât pe jos, iar când m-am întors, am avut surpriza să văd că cineva umblase la mașină și mi-a ars blocul de lumini. Și m-am trezit în noapte, târziu, trebuind să vin prin pădure cu o mașină fără faruri. Aveam noroc că știam orice gropiță din acel. Și acolo, la parohie, mă aștepta parohul, în parohia principală, pentru ca să-l ajut la celebră. Și se întreba ce s-a întâmplat cu... Nu știu dacă a fost legal atunci că am mers fără lumini, poliția poate să ia măsuri dacă... Dar probabil ați făcut legătura cu lumina din noaptea de Paști, cât de importantă e lumina învierii. Ce vă doriți la acest Paște? Ca lumina Lui și tăria credinței care ne transmite Paștele să pătrundă cât mai multe suflete. Dumneavoastră, ce vă doriți? La fel, le doresc tuturor să trăiască în lumina învierii, pentru că dacă l-ai mereu în mintea ta pe Hristos cel înviat, care este lumina, atunci nu vei umbla în întuneric, ci vei avea o lumină care te călăuzește oricând. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. A fost o adevărată plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă aștept și la ediția următoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas împreună cu noi. Am discutat despre înviere, despre înălțarea lui Iisus și despre revenirea Lui. Apostolul Paul spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos șade de dreapta Tatălui și nu la cele de pe pământ. Așa vă doresc celor care sărbătoriți în aceste zile Paștele, iar celor care sunteți încă în postul mare, credincioșilor ortodoxi și credincioșilor greco-catolici, vă doresc un post rodnic. Să ne vedem cu bine!